Astăzi încărcăm aproximativ 15 tone de cartofi. Drumul nu ne permite să intrăm aici cu camionul, de aceea va avea nevoie de un tractor cu o remorcă mai mare. Încărcăm sacii în remorcă, mergem aproximativ 500 de metri și apoi îi descărcăm în camion. Afară plouă, vremea nu este una favorabilă, dar ne bucurăm pentru că împreună cu o echipă de voluntari putem descărca acest camion cu cartofi. Acești cartofi au venit printr-o donație și este o mare binecuvântare atât pentru asociația MGM cât și pentru beneficiarii asociației.